Am revenit pentru că nici doamna Ancaz Branca nu va scăpa de această, sau mai exact, de această pastiluță de frumusețe pe care o gândesc de multă vreme și mi-e foarte dragă sufletului meu. Și anume, ce pornim de la următoarea întrebare. Ce faci tu dimineața și seara pentru pielea ta? Știi, ca la școală, așa de întreb. Da, numai că aici ai intrat pe un teritoriu foarte minat. Da. Știi proverbul acela cu cizmarul, care e totdeauna descălțat? Da, și nu are grijă pentru că... Și nu are grijă de el. Deci, nu cred că dau un exemplu extraordinar de bun. Pentru că aud foarte mult la pacienții mei, mai ales la pacientele mele, despre ritualul de îngrijire corporală. Da. Sigur, e bine să fie un ritual, numai că, vezi, e foarte important să fie foarte simplu ritualul, pentru că trăim într-o epocă în care alergăm foarte mult, trebuie să facem o mulțime de lucruri și dacă îi scrii unui pacient pe o rețetă 70 de indicații, poate o zi sau două va face cele 70 de lucruri pe care îi le spui, dar după aceea nu va mai face nimic. Și decât să nu faci nimic, mai bine să faci puțin și bun. Da? Deci ce faci puțin și bun pentru tine? Eu în fiecare dimineață, de fapt cred că aici ar trebui să o luăm de seara. Uh-huh. Este foarte important ce se întâmplă seara. Pentru că pielea are pe timpul nopții o perioadă ca întregul organism în care are timp să se relaxeze. Bravo, mă bucur că spui. Și ritualul de îngrijire trebuie să înceapă seara. Ritualul de îngrijire de seară este spălarea cu apă și ceva care să curețe de pe piele murdăria acumulată în cursul zilei. De exemplu, praful, da, din așa atmosferă. Faci și tu? Da, faci? Da, da, absolut, sigur, fac, promit, trebuie să mă crezi. Nu știu, deci, în fiecare seară, orice om trebuie să-și spele cei 2 metri pătrați de piele cu apă, dacă are o piele normală, și cu săpun. Săpunul e bine să fie unul pentru bebeluși sau un sindet, adică nu săpun, ci ceva care emulsionează și curăță mizeria de pe piele. Poate să fie noțiunea aceasta de săpun, poate să fie solid sau lichid. Da? Eu în fiecare seară fac duș cu apă și ulei de baie sau ulei de duș. Uneori cu apă și un sindet lichid. Dar se poate să fie cu apă și săpun. Deci la mine, pentru că trebuie să-ți răspund direct la întrebare, este apă și ulei de baie. Felicitări! Pe tot corpul, și pe față și pe corp, apă și ulei de baie de la farmacie, la mine, pentru că sunt dermatolog, dar nu este obligatoriu. Și de la farmacie, de la o firmă foarte dragă mie, n-am să spun numele firmei, dar care mi-a pornit mie ideea de a face o clinică numită Roderma. Cred că știi. Deci este un fabricant de dermatocosmetice, care este de fapt un mare laborator de produse dermatocosmetice și folosesc acest ulei de baie pentru că regresează pielea agresată de ceea ce se întâmplă în timpul zilei, păstrează elasticitatea pielii și are substanțe care imită grăsimea naturală a pielii. Deci mă spăl, mă curăț, fără să degresez, fără să agresez pielea. Bravo! Felicitări! După acest duș cu apă și ulei, pentru că este vorba tot de seara, da? Mă dau mai ales pe față, pe decolteu și pe mâini, zonele cele mai expuse agresiunii cu mediul extern, mă dau cu o cremă hidratantă, simplă, cremă hidratantă, care imită grăsimea naturală a pielii și are și puțin acid hialuronic, care la vârsta mea, de 53 de ani, trebuie să refacă ceea ce se pierde prin îmbătrânire. Și încerc să echilibrez utilizând această cremă. Nu am mult timp, nu pot să mă dau cu 7 chestii pe față, dar mă dau pe tot corpul
cu ceva care imită grăsimea naturală a pielii și are și acid hialuronic. De reținut și o idee grozavă. Așa. În jurul ochilor, uneori, când am timp, în afară de această cremă, mă dau și cu un ser, care de fapt este denumit booster. Știu despre da? Deci este un concentrat de substanțe care echilibrează ceea ce prin îmbătrânire și prin expunere la ultraviolete se pierde în piele. Deci ajută puțin fibra de colagen și de elastină foarte agresată în jurul ochilor de clipire și de contactul cu fardurile, după care mă culc. Eu mă culc ca găinile. În fiecare seară, la ora 9-9:30, eu mă culc. Pentru că ești foarte activ în timpul de zi, când mă știu eu, am dormit și am avut nevoie să dorm foarte multe ore. Probabil este și tributul pe care l-am plătit și îl plătesc anilor în care nu am dormit aproape deloc, pentru că făceam gardă noaptea de la 8 seara la 8 dimineața, după care mă duceam la serviciu și mi-am degradat s-au adunat acolo energiile. Aceasta este seara. Bun. Și dimineața? Dimineața e mai simplu. Dimineața nu e mai simplu, nu? Pentru că eu mă machiez. Păi asta, păi, bun. Deci nu-mi spune acum bravo că te machiezi, pentru că am vrut să te felicit. De ce? Pentru că prin ramele ochelarilor, evident, că eu văd, chiar dacă, mă rog, am început să nu mai văd chiar așa bine, dar mă rog, mai văd, respectat foarte bine proporțiile de umbră, semi-umbră și lumină. Adică, pleapa la capătul pleapei superioare, da, în colțul extern al ochiului, ca să zic, ai aplicat umbra, apoi ai aplicat o culoare puțin mai deschisă, semi-umbra. Văd că chiar elaborat, în sensul că ai aplicat și o altă nuanță, un bordo ceva roșiatic, cărămiziu, pardon, îl văd că și aici lumina, în zona de lumină, spre partea de lumină de sub sprânceană. Nu știu, mă rog, ca să nu... Da, chiar deci, ți-a reușit grozav. Îmi trebuie dimineața jumătate de oră din momentul în care mă trezesc până când să ies din casă. Plus că noi, datorită morfologiei ochilor tăi, serios, este minunat. Noi două ne asemănăm la forma ochiului, în sensul că ambele pleoape sunt coborâte datorită unor situații de timp, de ani, de morfologiei. Și a patrimoniului genetic. Exact. Da? Păi, așa asta? Numite leptoze palpebrale cu pleoapa căzută, la mine este genetic. De la 25 de ani, pleapa mea inferioară era căzută peste gene. Corect. Și la mine la fel. Bunica mea, bunicii mei, bunicii mei la fel. Da. Deci corect. Deci pentru că mă machiez dimineața, trebuie să pregătesc pielea astfel încât ea să nu absoarbă substanțele colorate și să nu distrugă echilibrul natural al pielii. Și după ce mă dau pe față, deci mă șterg pe față cu o apă micelară dimineața. După aceea mă dau cu o cremă hidratantă și emolientă cu factor de protecție solară 50 în fiecare dimineață, ca bază de machiaj. Mă dau cu o cremă de protecție solară cu factor de protecție 50 în fiecare zi, pentru că am o piele care se pătează foarte ușor. Am un fototip deschis, mă pătez foarte ușor de la soare. Și atunci trebuie să protejez acest lucru. Peste crema de protecție solară dau un fond de ten camuflant pe toată fața. Eventual BB cream, CC cream? Nu. Chiar deci camuflant? Un fond de ten camuflant dau pe toată fața. Din fericire, unul din laboratoarele franceze foarte cunoscut a scos o cremă care este și fondete. Deci are culoare într-o textură foarte fină, păstoasă, care se prinde foarte bine de piele și se comportă ca un camuflant, fiind în același timp și restructurant sau reparator al pielii și protecție solară.
Deci, peste crema hidratantă mă dau cu această cremă colorată, care se comportă ca un fond de ten. Păi, aș putea să zic că e din categoria BB, CC, DD, EE cream. Deci nu este BB, nu, CC, DD, DD, dar nu, este, nu o, e? Este o pentru cremă... Pentru că și ele tot creme colorante sunt, m-am gândit că în zona asta te duci, înseamnă că e altceva. Este și... altceva și poate odată o să putem face o lecție, să spun dar așa, chiar, de îngrijirea pielii, când poate o să... primim acceptul colegilor de la laboratoarele farmaceutice, fără să facem reclamă acestor laboratoare, să putem să arătăm, de exemplu, care este dimineața de machiaj a mea sau a unui pacient cu boli de piele sau cu imperfecțiuni ale pielii. După care, deci peste acest, să-i spunem, fond de ten, da, care este... O cremă, este o cremă reparatoare și colorată și cu protecție solară, mă fardez. Da? Îmi dau cu pudră, mă dau cu pudră pe toată fața, cu o pudră dermatologică, mă dau cu fard de obraj, mă dau cu fard de obraj și în funcție de zi sau seară, de ploaie sau de vânt, mă dau cu un far de obraj cu anumită culoare. Bravo, pentru că îți da și de stare. Absolut. Se pun pe braj, și anotim, de stare. Da? Totdeauna mă fardez la ochi, totdeauna, și aplic mai multe culori, așa cum spuneai mai înainte. E frumos, e bine, sunt bine alese cromate. Încerc să folosesc, poate și pentru că sunt în domeniu, nu spun că celelalte nu ar fi bune, încerc să folosesc branduri dermatologice sau dermatocosmetice, deci produse care au fost testate dermatologic pentru piele sensibilă, pentru că, spuneam, sunt foarte alergică. Uh-huh. Am un teren minat din acest punct de vedere și fac leziuni de contact cu foarte mare ușurință. După care aplic un creion dermatograf, după care mă dau cu ceva pe gene, pentru ca să pară ochiul un pic mai mare și să trucheze puțin ploapele mele căzute. Ar fi nemaipomenit chiar din când în când, dacă, am spus că ești alergică și atunci e puțin probabil. Eu iubesc foarte tare genele false și nu știu dacă ai încercat, dar ar fi o idee. Este bine să ne punem gene false din când în când. Mm-hmm. Este bine să ne punem fire de păr artificial care să lungească părul nostru natural, dar trebuie să ținem cont de faptul că firul de păr este ținut în piele de o rădăcină care este foarte scurtă și foarte fragilă. Și așa cum nu poți să pui un scrânciop pe orice creangă dintr-un copac, trebuie să alegi crengile foarte groase care să suporte scrânciopul și greutatea omului din el, așa și firele de păr. Dacă atârnăm de ele le tot timpul ceva, putem să le supra-solicităm și la un moment dat, încetul cu încetul, să nu mai aibă putere să stea acolo și să epileze definitiv zona. Deci, pentru genele false am o mare admirație, dar nu dacă sunt purtate 365 de zile pe an. Da. Pentru că ele duc la o cădere a genelor, exact cum se întâmplă și pe părul de pe cap. Și dau aici exemplu de fiecare dată. Știi, spuneam eu la început, cam să-ți răspund la întrebarea de ce nu mi-a plăcut dermatologia în facultate. Și mi-a plăcut abia dermatologia din timpul internatului. E, așa pot să spun că dacă vă uitați la părul lui Michael Jackson din toate filmările, o să vedeți că până la sfârșit, în ultimile filmări, era chel și avea lipit păr. Deci erau niște meșe lipite și purta o perucă. Deci trebuie mare atenție atunci când folosim genele false sau extensiile de păr. Anumite perioade de timp, la evenimente sau cu pauze în care să se relaxeze și să se refacă rădăcinile, și trebuie puse extensiile de păr la gene de cineva foarte avizat,
care să facă un interogatoriu amplu persoanei care îi le pune, să nu fie o persoană care să aibă alergii, să nu fie o persoană care să poarte lentile de contact. Deci sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute și întrebate înainte de a se aplica genele false. O adevărată lecție de... Deci genele false, dacă într-adevăr vrem să purtăm zi de zi, este mai sănătos să punem gene lipite de genele noastre, da? Deci extensiile de gene, să le punem din când în când și în restul timpului să ne lipim pe pleoapă gene false. Da, păi există și această posibilitate, deci, sau mai rare, sau mai puține, sau nu. Deci dacă vrem să purtăm tot timpul, trebuie ca persoana care ni le montează, ni le aplică, să știe acest lucru, că atunci când schimbă genele, pentru că ele trebuie schimbate din când în când, altfel se dezlipesc, cad și așa mai departe, trebuie să nu le mai pună pe aceleași gene pe care a mai pus. Deci trebuie să... De asta ar fi indicată o pauză. Asta e mesajul. Deci pauză fără gene aplicate deloc sau aplicate când pe o geamă, când pe altă geamă, mai mult la colțul ochiului 3 săptămâni, după aia mai mult pe mijlocul pleoapei 3 săptămâni. Deci sunt niște trucuri de care trebuie ținut neapărat cont dacă vrem ca atunci când suntem oricum cele mai urâte, la bătrânețe, să mai avem de ce lipi genele false. Eu nu sunt deloc de acord cu treaba asta că la bătrânețe suntem cele mai urâte. Nu, există o vorbă din popor și există o realitate. Corpul uman, pe măsura trecerii timpului, se ofilește. Suntem ca o floare și dacă nu avem foarte mare grijă să întreținem această floare, ea se ofilește. Și în momentul în care este cea mai ofilită, atunci am vrea să fim din nou frumoase. Și dacă nu mai avem pe ce să fim să frumoase, înflorim. Să înflorim, este foarte greu. De aceea, podoaba capilară trebuie îngrijită într-un anumit fel, da? De aceea, pielea trebuie îngrijită într-un anumit fel, astfel încât la bătrânețe, când corpul nostru nu mai are resurse să arătăm foarte bine, să mai putem încă să arătăm bine. Eu cred că cu trecerea timpului, în ceea ce mă privește și în ceea ce te privește, vom fi ca vinul. Cu cât este mai vechi, cu atât este mai bun și mai interesant și mai frumos. Deci la mine... Absolut. Inteligența... Da, și frumoase, mă. Nu. Inteligența cuiva se vede tocmai în această îmbătrânire frumoasă. Exact, eu așa vreau să cred. Iată că pasteluța de beauty a devenit o cutiuță cu mai multe pasteluțe de beauty și asta mă bucură. Vă pup și vă pupăm. La revedere! La revedere! Voi mai... sigur ne vom mai întâlni pentru că trebuie să completăm cutia cu pasteluțe.